Bună, dragilor! În sfârșit a venit vremea să plantăm bulbii de toamnă, nu? Astăzi o să plantez lalele, narcise, o parte din brândușe și zambile, cred că cam atât. Și anemone. Doar că voi începe cu lalelele, pentru că acestea sunt un pic mai multe, de parcă nu am suficient bulbi de brândușe de plantat și la cât sunt de mici, este absolut superb. Dar voi începe cu lalelele și o să încep cu partea aceasta din zona pavilionului, unde voi pune mai mult lalele tip înghețată, pentru că sunt destul de puține cele pe care le am eu. Și aș începe cu ele. Sunt mai deosebite și aș vrea cumva să pun în această zonă ceva lalele mai deosebite puțin, ca și culoare, formă. Să fie ceva mai frumos în această zonă. Mai ales că aici este zona în care tind să vin atunci când vreau să stau pur și simplu și este cea mai ok dintre toate. Și o să încep cu lalelele. Dar pentru asta o să le scot din pungulițe, pentru că nu are rost să le las. Unele chiar arată foarte ok, ca și bulbi. Unele un pic cam, cu un mic semn de întrebare. Dar nu văd o problemă la ele. Acestea sunt cele pe care am preferat să le cumpăr, pentru că lalelele sunt singurele flori care nu le-am putut lua din grădina unde pe care am avut-o înainte, deoarece le-am plantat, nu am mai știut exact unde, pentru că le plantasem efectiv peste tot și nu au ieșit în toamnă, pentru că nu iasă în toamnă și nu am mai știut unde sunt și na, asta este, dar am luat altele. Pentru asta o să mă folosesc fie de un astfel de plantator. Și apropo, dacă ați urmărit videoul în care ne-am plâns că ne-am rupt uneltele pentru grădină, grădinărit și așa, noi încercăm să cumpărăm lucruri de calitate, pentru că suntem, noi ca și români, suntem mult prea săraci să ne permitem lucruri ieftine și tot timpul am căutat să cumpărăm un lucru de calitate, chiar dacă costă mai mult, dar nu să luăm unul din acela ieftin pe care să-l folosim de două ori și să-l aruncăm pe urmă, să fie un lucru de unică folosință. Și pentru asta o să mă folosesc de acest plantator. Este din metal, dar i-am tăiat vârful pentru că nu reușeam să-l folosesc atât de bine, adică gaura era mult prea lungă și bulbul sau orice plantam nu intra până unde ar fi trebuit să intre și mi se stricau bulbii. Așa că l-am tăiat și o să mă folosesc așa de el și de această uneltuță, ce mă ajută de foarte multe ori, în funcție de cum îi, cu aia voi face. Dar haideți să încep cu prima parte. Acesta este cam degeaba. Negru. Dar
Le voi lua prima dată pe cele negre în partea aceasta. Gata și cu rondoul acesta, pe partea de lalele, dar înainte de a trece la următorii bulbi, vreau să vă arăt încă un trandafir ce mai puțin înflorește. Este un roșu spre vișiniu cu un portocaliu roșiatic. Nu știu cât de bine se vede culoarea pe cameră, dar este absolut superb. Și acesta credeam că l-am pierdut, dar a dat, acum în toamnă, cum au început ploile, a dat din nou un lăstar și arată chiar foarte bine. Așa l-am luat de la grădina de la trepte când l-am transplantat în august. S-a uscat absolut complet, dar i-a dat încă un lăstar și arată foarte, foarte bine. Tot aici mai aveam încă unul, ce au înflorit zilele trecute, un roz cu ceva picățele cumva, roz mai închis, dar e foarte frumos, e acel roz balerină, foarte, foarte simpatic e și acesta. Și cam atât au înflorit momentan, în schimb sunt plini de boboci, semn că au început cumva să meargă, dar cel mai bine e să-i las până în primăvară și să-i văd atunci, dar aș vrea, în schimb, să le rup bobocul de floare, să nu-și consume atâta energie. Cam la asta mă gândesc eu, mai ales că vine iarna și astăvară au avut mult de suferit. Și nu știu ce să fac, să le rup bobocul sau să-l las în continuare și să aibă acea floare anemică, micuță, pentru că nu au acea floare mare, frumoasă, bogată, ci este una anemică. Și dacă credeți că am terminat,
E bine, doar am început și asta cu lalelele și mai am depus zambile. Le-am scos în vară și le-am ținut în garaj pe jos și arată destul de deshidratate. Sper să fie ok. De fapt, cam toate care le am acum aici arată destul de deshidratate, dar mă gândesc că nu au absolut nimic. Mai am narcise, ce la fel arată deshidratate, dar ele sunt chiar tari, semn că încă sunt ok. Acum, cine știe, sper să fie bune. Așa, o parte luate acum culori ceva mai deosebite. O mulțime de anemone. Ce, da, au început să încolțească. Și va trebui să le plantez și pe acestea. Tot astăzi, din păcate, pentru mine, bulbi de brândușe, la fel, au început să încolțească. Deci înseamnă că le-a plăcut acolo în garaj și cu siguranță nici celelalte, nici narcisele și zambilele, cu siguranță nu au absolut nimic. Dar, da, am foarte multe brândușe pentru că le-am înmulțit în ani și ani. Am început cu câțiva bulbi de brândușe și am ajuns la, cred că, câteva sute de brândușe. Foarte repede se înmulțesc. O parte o să le plantez aici, în grupuri, și cele mai multe dintre ele o să vreau să le plantez în grădina de pe deal, în părțile care noi le-am curățat de lăstar și de alte buruieni care au crescut la marginea pădurii, pentru că inclusiv pe partea de deal, livada e în mijloc, pădurea este pe margine. Și părțile care le-am curățat, aș vrea ca să plantez bulbi de brândușe, ca să este, să fie primăvara mai frumos în acea zonă. Un piciorul cocoșului purpuriu, ce l-am luat tot acum și aș vrea să-l plantez tot undeva pe aici, cred că în rondoul de flori din, de lângă mine, pentru că este destul de chel și mai bine să-l pun aici. Și acești bulbi care tot lalele, am avut câteva lalele roșii ce le-am primit de la mama în toamnă și le-am plantat aici și nu cred că mai am alte culori. Și câteva lalele ce au fost aici plantate de foștii proprietari, au rămas aici și erau ceva destul de frumușele și cred că pe acestea toate, la fel, le voi planta tot în grădina de pe deal. Nu mai știu exact culorile și dacă este ceva mai deosebit, o să aduc câteva inclusiv jos, dar în special aș vrea ca să le plantez acolo. Pe timpul verii, odată ce trece floarea și... Bun, înfloresc primăvara, dar odată ce trece floarea, ele nu mai au nevoie de o cantitate de apă atât de mare. Deci pe timpul verii nu ar trebui udate lalelele și le-ar fi ok în grădina de pe deal. Mai ales în zone unde chiar nu aș vrea ca să insist cu apa, decât pe anumite părți și o să vedeți în momentul în care o să filmez acolo despre ce anume vorbesc. Dar până atunci și acestea vor rămâne deoparte la fel ca și brândușele. Dar haideți să începem cu partea aceasta, pentru că tot sunt aici și am terminat cu ea, încep din nou cu ea. Și am uitat să spun că piciorul cocoșului, în momentul în care îl plantați în grădină, este nevoie să fie hidratat. Prima dată ar fi trebuit să-l pun în apă și să-l țin acolo până când s-ar mai umfla cumva acei rizomi pe care îi are. Eu n-am procedat niciodată așa. Tot timpul când am plantat piciorul cocoșului, l-am plantat toamna. Are suficientă apă de la ploaie, pentru că e toamnă, și întotdeauna am avut succes. Și să vă arăt inclusiv câteva floricele de piciorul cocoșului, să vedeți cum sunt. Tot așa au fost toamna plantate și da, au mers chiar foarte bine.
Pe aceștia i-am plantat toamna trecută. Au și înflorit. Are o mică tijă de floare uscată, dar aceștia au fost plantați în toamnă, nu i-am băgat în apă și sunt chiar foarte ok. Au început să mai deie frunze și sunt chiar ok. Din contră, ar mai trebui să mai vin să mai pun pământ. Le-au crescut rizomii destul de mult și da. Acesta este, l-am lăsat doar unul singur, i-am mai despărțit. Și la asta e chiar ok. La acesta, la fel. Va trebui să-i mai pun pământ la bază. Și la acesta, iarăși, la fel. Va trebui să mai vin cu pământ să-i mai pun aici. Dar eu am avut succes cu ei și doar puși, efectiv, toamna în pământ. Le-a mers chiar foarte ok. Acesta este un bulb de anemonă. Iar creșterea este aceasta, iar mustățile sunt în partea de jos. Dar, în mod normal, se plantează așa. Orice bulb, așa se plantează. Eu nici la anemone, nici la brândușe, nu am stat să pun fiecare bulbișor. La cât este de mic, să-l plantez manual câte unul, ci le-am pus cum am putut direct în cuib, după care am venit cu pământul și de fiecare dată mi-au ieșit. În schimb, lalelele le-am plantat așa cum ar trebui, în special bulbii mari, pentru că aceia sunt mai ușor de plantat, dar la aceștia nu mă mai chinui. Nu judecați prea tare! Cine știe cine îmi scoate urechelnița din pământ? Mai pățiți și voi să fie efectiv scoasă? Asta era atât de mare și de frumoasă. Sunt mai multe pe aceeași rădăcină, mai mulți pui. Și era efectiv scoasă. Și am pus-o de nu știu de câte ori am băgat-o din nou în pământ și la fel este scoasă. Aici mai am încă una, ce am pus-o mai înainte. Am băgat-o din nou în pământ, pentru că a fost scoasă și ea. În partea aceasta mai am încă una, asta nu o scos-o. Ele sunt cele cu, ca și cum ar avea pânză de penjen pe ele. Pe acestea nu le-a scos. Dar parcă nici ok nu este. Cred că a încercat și de aici să scoată cumva plântuța. Aici, iar la fel, sunt mai multe, mai mulți lăstărei. Văd că aceștia sunt ok. Și aceasta iară la fel, este ok. Și gândiți-vă că la fel era și cea pe care mi-o scoate. La fel de mare și de frumoasă. Și nu știu cine le scoate. Pentru că acum o bag în pământ. Mâine, poi mâine, iar o găsesc afară. Și deja începe să mă enerveze. Și dacă mai scoate încă o dată, cred că o să pun o sticlă deasupra. Până când o să prindă puțină, nu știu, putere sau nici nu știu cum să zic sau ce să-i fac să rămână aici. Acum am băgat-o cam prea mult în pământ, dar deja m-am cam săturat să le tot bag și ce are, are doar cu aceasta cu pânză de păianjen. Bine, nu e chiar pânză de păianjen, dar, aici mai am ghiocei depus. O să pun, cred că, cumva pe marginea aceasta ghioceii. Am două feluri. Acela de vară. Și nu știu cum să spun. O să înserez o poză cu el. Este destul de frumos. Și mai am câțiva ghiocei pe care am știut unde i-am plantat, cel puțin o parte din ei, și am putut să-i scot atunci când ne-am mutat. Dar atât am mai avut din ei. Avea mult mai mulți bulbi, pentru că se înmulțesc foarte repede. Sunt ghioceii noștri, românești, clasici.
Și pe aceștia i-am primit de la mama mea, pe care i-a primit la rândul ei de la mama ei, adică de la bunica mea. Și sunt cumva o moștenire de familie în rândul pe partea de flori. Cam atât cu plantatul bulbilor pe ziua de astăzi. Mi-au mai rămas doar bulbii de brândușe și cei de lalele, pe care nu mai știu exact ce culori sunt, pentru că erau și roșii și mai erau și ceva lalele de la foștii proprietari aici și aș vrea ca să le plantez pe acestea în grădina de pe deal și pe acestea le voi planta zilele următoare. Deci, nu uitați să ne urmăriți în continuare, să vă abonați la canalul nostru, deoarece ne ajutați să creăm conținut în continuare și vă mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Pe curând!